Slăviți să fie Domnul! Vreau să deschideți cu toți cei care aveți Biblii la voi în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul de la versetul 1 până la versetul 5. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Când să citesc acest cuvânt, continuăm seria de predici pe care am numit-o Biruitor în vremea din urmă. În seara aceasta vorbim despre un alt lucru care va exista în această vreme din urmă pe care noi o trăim, și anume lepădarea de credință. Lepădarea de credință. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească. Și vă spuneam eu data trecută că putem înțelege, nimeni să nu vă înșele în vreun chip. Căci nu va veni venirea Domnului, adică răpirea, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram la voi? Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reașezați. Vreau să spun, lăudați să fie Domnul. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Așa cum am anunțat, nu este niciun secret, în seara aceasta vorbim despre un alt lucru, și anume lepădarea de credință. Lepădarea de credință. M-am informat și am căutat să vin în fața voastră cu o explicație clară la acest cuvânt sau la această expresie, lepădare. Și mi s-a părut potrivit prin toate dicționarele pe care le-am căutat și le-am găsit, cea mai potrivită, mi se pare mie, explicație la cuvântul ăsta, lepădare, este abandonare, abandonare sau renegare, renegare. Puneți abandonarea credinței, lepădarea credinței. Explicând acest lucru, dați-mi voie să vă spun că această lepădare de credință, așa cum am citit, va avea loc înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Această lepădare de credință va fi înainte de a veni Domnul Iisus Hristos, de a-și răpi biserica. Un alt lucru care ar trebui să ne intereseze pe noi, și vă rog să fiți atenți. Această lepădare de credință va fi în rândul nostru a pocăiților, a creștinilor. Lepădarea de credință nu va fi, se va întâmpla, e adevărat, și la oamenii de afară, care poate l-au cunoscut cândva, și, dar această lepădare de credință, o să vedeți timp ce voi discuta, ce vom vorbi, voi predica, cum doriți să spuneți, Păcătorul Dumnezeu, lepădarea de credință, repet, și vă rog să meditați la acest lucru, să vă gândiți în mod deosebit, în mod serios. Această lepădare de credință va veni și se va întâmpla, deja e în curs acest lucru, în rândul pocăiților. Astea fiind zise, vreau să începem acest parcurs al predicii din seara asta. Așa cum obișnuiesc eu să spun, te rog, în timp ce vei asculta cuvântul lui Dumnezeu, să nu spui, exact cum ți-am spus în decursul aproape la toate predicile pe care noi le spunem, în seria asta și alte serii care au fost, să nu spui, și acum ce să fac? Asta e, merge și așa.
noi. Mă rog Domnului Dumnezeului nostru prin Duhul Sfânt să ne ajute să ne pocăim. Mă rog Domnului Dumnezeului nostru să ne ajute să putem pune la inimă și când va fi să se încheie slujba din seara asta, mâine sau poimâine sau răspoimâine, câte zile ne va da Dumnezeu, să nu rămânem doar atât. M-a fost interesant. Chiar a fost frumos sau mi-a plăcut fraza aia sau nu mi-a plăcut fraza aia. Și să putem spune cu adevărat, Doamne, Tu ne-ai vorbit și ajută-ne să ne pocăim. Amin. Amin? Lepădarea de credință. Repet, acest lucru se întâmplă în vremea asta, pentru că noi trăim vremea din urmă. Se întâmplă acum. Lepădare de credință. Oameni care abandonează credința. Oameni care vin la biserică, atenție, dar ei s-au lepădat de credință. Oameni care ascultă predici, ascultă cântări, cred că dacă ei pune să cânte sau să predice, ar face și lucrul ăsta. Și totuși, o să vedem ce înseamnă, de fapt, lepădarea de credință, cum se manifestă acest lucru. Și primul gând este, care sunt semnele lepădării de credință? Care sunt semnele? Clar că nu o să putem să le cuprindem pe toate și voi cei care sunteți aici sau care sunt cu noi acum pe Facebook și mai știu eu, ascultă poate după, vor putea spune că la noi se poartă. La noi, romii, țiganii, cum vom fi noi, se poartă. Trebuia să spui și lucrul ăla. L-am rugat pe Duhul Sfânt să mă ajute să cuprind exact ceea ce consideră Duhul Sfânt este important, în primul rând, să auzim noi acum și să punem sau să ne ferim de ceea ce vom auzi. Amin? Amin. De aceea, semnele unui om care se leapădă sunt mai multe. Dar eu am cuprins numai câteva. Și ascultați, primul semn al omului care se leapădă de credință. Și acum îl rog pe fratele Alex să lase de acolo orice preocupare și să fie foarte atent, pentru că vom alerga ceva mai mult ca de obicei prin Biblie și așa cum i-am spus și tatălui său și lui, cred că i-am spus lucrul ăsta și vă spun și vouă și cred că voi veți fi de acord cu ce spun eu, anume că fratele Alex, atât mie cât și nouă ca biserică, ne este de folos. Amin? Amin. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Primul lucru al omului care fie s-a lepădat dintr-o dată de credință, fie ușor-ușor se dezbracă, dacă vreți, abandonează credința, este acesta. Acceptă învățătura nebiblică, falsă. În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3 și 4, dacă se poate pune aceste versete, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Repet. Un om care se leapădă de credință, primul lucru, nu mai acceptă învățătura biblică. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, te rog frumos. Ascultați ce spune. Omul care începe să se lepede de credință. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și ascultați continuare. Îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Și își vor da învățători după poftele lor. Dați-mi voi în câteva cuvinte să dezbat acest lucru. Că parcă se potrivește acestei biserici. Mi-am spus, eu slujesc acestei biserici, vă slujesc vouă, fa pentru care mă interesează și cei care sunt cu noi acum, care n-au cum să fie aici, sau eu știu, vor asculta și pe ei, prețuim în Domnul și Dumnezeu să-i binecuvinteze, iar voi biserica deloc să spuneți amin. Amin. Dar mă rog, se mă interesează de voi. Parcă se potrivește lucrul ăsta biserici. Am să vă recitesc acest verset. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Nu vi se pare că noi trăim lucrurile astea?
prea dur a fost la preot. Aș veni la Biserica Emanuel, sau Hampton, nu știu dacă am spus bine cu accent, dar mie că se ia de noi. Dragii mei, când cineva fuge dintr-o biserică, uitați-vă, sunt dator să vă spun lucrul ăsta. Nu pentru că păstorul îl are acel om sau acei oameni care îl au la mână cu ceva păcate grosolane. Nu pentru că, eu știu, comitetul acela fac nu știu ce mizerii de păcate. Și când din biserica respectivă, asta sau oricare de pe planeta asta, fug oameni, pentru că li se pare că acel cuvânt e prea tare, prea dur, e prea de tot. Și ca să citez așa, poate că nu are multă legătură, e prea ca la țară. Aș spune eu, în locul de țară, e prea ca la pocăință. Când oamenii aceștia fug, vă rog să nu vă lăsați mintea acum să se ducă departe, aha, spun pentru ei, nu, pentru noi spunem. Când încep să nu mai primești cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă pe moment ți se pare că e prea dur. Când încep să nu mai accepti învățătura sănătoasă din Biblie, dă-mi voie să spun, fă-ți o verificare. Nu cumva e un semn, unul din semnele că tu te-ai dus pe linia asta, lepădarea de credință. Pentru că, repet, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Ce contrast între noi, cei din zilele de astăzi, și Ioan Botezătorul. Ați auzit bine? Ioan Botezătorul. Ascultați! Ăsta n-avea nicio diplomație. E ăla care l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos, pentru cei care poate nu știți. Ioan Botezătorul a fost cel care l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta n-avea nicio diplomație. Ăsta n-avea nicio finețe, cum spunem noi. Mă, n-are nicio finețe. Predica, spune cuvântul lui Dumnezeu, că în momentul când ăsta propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, nu spune că omul ăsta, Ioan Botezătorul, făcea minuni, își punea mâinile peste oameni și se vindeca, nu spune nici cum lucrul ăsta. Pur și simplu propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum erau limitele alea. Și într-o zi trece împăratul Irod. Și uitați-vă, Ioan Botezătorul, lipsit de civilizație, lipsit de diplomație, lipsit, cum spunem noi, de finețe, de delicatețe, îl vede pe Irod și ce s-a apucă el să spună? Zice, îți spun ceva. Mă gândesc că Irod îi bătea inima tare, stau să mă laude. Și zice, știi ceva? Tu ești un mare păcătos. Făcut ochii mari, Irod. Cum sunt? Cum îți permiți? Nu ți este permis, zice Ioan Botezătorul, să trăiești cu nevasta fratelui tău. Vă întreb, i-a spus adevărul? A fost o învățătură sănătoasă? Vă dau un alt exemplu. Vin oamenii la el să se boteze și nu orice oameni, preoți, crema societății, preoți și farisei. Acum dați-mi voie să vă spun, eu cred că dacă aș fi fost în locul lui Irod, e doar o formă de a spune. Ce vreți, domnilor, domniile dumneavoastră, cum spune un bun prieten al meu de prin zona Bucureștiului, domniile dumneavoastră, așa începe el predica. Ce doriți să vă botezați, da? Dar vă văd îmbrăcați bine. Nu vreți doar să, ca să, știi, mai sunt pe aici camere de luat vedere, aș fi spus, să vă uitați frumusețile astea, mai vă țigănește, frumusețile astea de haine, să vi le murdăriți în apă, e râul Iordan. Nu, haideți că facem ceva așa mai pe secret. Să nu vadă toată lumea, să nu știe toată lumea. Ăsta n-are nicio diplomație, Ioan Botezătorul. Sper că ați înțeles ce vreau să spun, și anume, ăsta ce s-a apucă, îi vede de la distanță, așa cam cum e ușa noastră de la ieșire și cum îi vede ăștia, garantat. Mă, vrem să ne botezăm. Dar eu am botezătorul ce spune. Uită-n apărci. Ăsta n-avea nicio diplomație. Dar vreau să vă spun ceva. Ăsta când își deschidea gura să vorbească de Dumnezeu atât cât îi dădea, era învățătură sănătoasă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă.
Va veni oameni și vei vedea, hai cu mine la biserică. Poate că te-ai botezat cu el în același an, sau poate chiar în aceeași apă. Nu are importanță, nu mai vin acolo. De ce? Prea ciudat să predic acolo. Prea dur să predic acolo. Prea se spune altfel păcatele pe față. Dragii mei, atât frați, cât și surori care sunteți în locul ăsta, faceți-vă o verificare. Eu cuvântul ăsta nu îl predic ca să mă apăr pe mine, repet. Nu. Pe mine dacă vrea să mă apere și dacă e cineva să mă apere, e decât Dumnezeu binecuvântat să-i fie numele. Amin. Și știți câtă vreme mă va apăra? Cât voi face și cât voi rămâne în voia Lui. Când vei face și vei rămâne în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi acela care se va lupta pentru tine. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Dar vor fi în vremurile din urmă oameni care nu se vor bucura de învățătura sănătoasă, învățătura sfântă, învățătura care dacă o ținem și o împlinim, ajungem în cer. Lăudați să fie Domnul! Și mai mult oamenii vor fi deranjați! Vrem ceva istorioare. Repet, nu sunt împotriva unor exemple care se dă în cadrul explicării unui cuvânt. Nu. Dar oamenii vor vrea ceva așa răptic. Iertați-mi expresia asta. Ceva care să nu deranjeze viața lor de păcat. Dacă e posibil, ei fac grozăvii de păcat. Ei și ele. Grozăvii! Mizerii de păcate! Și tu, eventual, să le spui de aici prin cuvânt. E ok. Nu-i nicio problemă. Fii tare. Mergi înainte. Ăluia care fură, ăluia care minte, ăluia care curvește, ăluia care se închină la idol, ăluia tuturor ăluia care sunt păcătoși din care afară, să nu cumva să ne spui că sunt păcate și special de aici. Să ne spui că e ok, că e ok. Mă, acolo ne duce numai. Felul lui, să vedeți, felul lui, dulceața lui, talentul lui, stilul lui, mame mare drag, acolo mă duc. Dar nu se duce neapărat de dragul lui Dumnezeu. Pentru că în vremea din urmă, un semn clar al omului care se leapădă de credință e ăsta. Preferă învățături nebiblice. Preferă învățători care să nu le spună lucruri sănătoase pentru sufletul lor. Și să-i amăgească. Să le spună că sunt bine. Să le spună că nu e nicio problemă dacă au trăiesc în păcat. Fraților, nu ne referim de cineva care accidental a făcut ceva greșit înaintea lui Dumnezeu. Și ne referim la cei care știe că lucrul ăla e greșit, știe că lucrul ăla e păcătos, dar zice, nicio problemă, îl fac mai departe. Îl fac mai departe pentru că am auzit eu. Acum îmi vine în minte, nu l-am avut programat. Am auzit eu la mine, ai putea să spui, în biserica mea că atunci când e vorba să-i confrunți pe oameni cu biserica, să-i confrunți cu adevărul, vă rog să-mi iertați, ei vine și spune, nu, dar la noi biserica nu era așa, dar nu te supăra. E posibil acolo, acel frate, fie că n-a avut îngrăzneală, fie că pur și simplu vă spun clar, să nu fi știut lucrul ăsta, să ți-l spună că e păcat. Și în momentul când omul e confruntat cu adevărul lui Dumnezeu, dacă vrea, zice, așa este, Doamne, tipul lui David, mă pocăiesc, Dumnezeu. Amin? Dar dacă el este plecat, el, ea este plecată spre această cale care duce în iad. Mă spune, prea de tot pământul. Cine o poate suporta? Doamne, îndură-te de noi. Doamne, îndură-te de noi. În vremurile din urmă, unul din semnele oamenilor care se leapă de e ăsta. Nu vor suporta învățătura biblică. Nu vor suporta adevărul de aici, rețineți, de aici, rostit de aici. Nu vorbim de faptul că unul a fost la muncă și a spus ceva și tu ai fost acolo. Eu, frate, spuneam, nu, de adevărul rostit. Nu vor da învățători după faptele lor, după poftele lor. Dumnezeu să se învăre de noi. Al doilea semn al omului, al femeii, al fratelui, al sorei care este plecat pe acest pas, prigonirea credincioșilor de către, o să vedeți, prigonirea credincioșilor. Fraților, nu știu câți dintre noi o să ajungem în China. Nu știu câți dintre noi o să ajungem prin Irak, ce știu eu, Libia, Siria, unde
e știut, nu trebuie să, să fii mare cunoscător, e știut, doar tastezi pe internet și vezi că acolo probleme cu creștinii, oamenii care cred în Dumnezeu. Nu trebuie să ajungi acolo. Dar primul fel de prigonire e ăsta în care statul respectiv e împotriva lui Dumnezeu și implicit împotriva pocăiților sau credincioșilor. Slavă Domnului că la noi deocamdată, din punctul ăsta de vedere, e pace și liniște. Pentru acest lucru spunem, lăudați să fie Domnul. Amin. Lăudați să fie Domnul. Dar acum, vă rog să fiți atenți, al doilea pas. Tot la prigonire, semn al omului lepădat sau care se leagă de necredință. Așa zici, credincioși îi prigonesc pe credincioșii adevărați. Și vă rog să fiți atenți. Mă simt dator să spun lucrul ăsta. Cel care e împotriva pocăitului adevărat, că n-am cum să spun ca să se înțeleagă, ăsta care nu-i pocăit adevărat și începe prigoana. Prigoana, vă explicam eu în urmă cu ceva timp cam ce înseamnă. Să faci, să-i dorești rău și dacă e posibil să-i faci rău, rău. Poți să faci rău cuiva spunând ceva de el într-un grup și nu îi se mai repară imaginea mult timp. Poți să-i spui o vorbă neclară. Poți să spui o vorbă la locul de muncă și șeful a doua zi, a șaptea zi să-l dea afară. Să faci ceva pentru el greșit. Prigoană. Uitați-vă. Prigoană începe, spuneam, la nivel de stat, statul dă o lege și asta e. Dar prigoana începe din partea, așa zisilor, frați, împotriva fraților care sunt pocăiți cu adevărat. Cu? E suficient să predice cineva, merge tot pe linia asta, și să predice adevărul lui Dumnezeu. Acest personaj, această persoană poate să fie oricare dintre slujitorii care vin aici. Deci nu numai eu, oricare dintre cei care vin aici. Și să vedeți cum vă puteți da seama de cineva care pe drumul ăsta numit lepădarea de credință. Laudă la a doua zi. Mă aude biserica ce predic eu acum? Amin. Laudă-l sau laudă a doua zi. Pe ea, mă, frumos, mie-mi place. Și omul care e pe pantă, nu numai din invidie, nu numai din răutate, ci pur și simplu că el e pe panta lepădării de credință, începe să vorbească de rău, prin vorba aia de rău, să-i facă rău ăluia sau ăleia care cântă, care predică, care trăiește viața cu Dumnezeu, care nu-și permite să facă păcat. Și dați-mi voie să vă spun, vă dau un exemplu simplu. 10 persoane și cu ăla care vorbește de rău, 11 persoane. Vă dau scris că din alea 10 persoane, când cineva vorbește de rău pe un alt frate care nu e acolo sau o altă soră, cel puțin 5 din aia 10 îl vor crede pe ăla care spune neadevărat. Cel puțin 5 vor crede pe ăla care nu-i pocăit cum trebuie. Și uite cum începe un fel de prigoană, un fel de negare, de a-i face rău, de a-l izola și așa mai departe. Semnul unui om, unei femei, că e lepădată, că vă rog să-mi iertați, că s-a lepădat de credință. Ea vine la biserică. El vine la biserică. Îi vezi pe aici că se roagă. Ce știu eu, pune acolo bănuți, mult sau puțin, și așa mai departe. Dar câtă vreme ea sau el a început să prigonească pe propriul lui frate sau soră, dă-mi voie să-ți spun clar și adevărat. E un semn că tu vrei să te lapezi de credința pe care ai. Să se îndure Dumnezeu de noi. Amin. Să se îndure Dumnezeu de noi. Un alt semn al omului care se leapădă, lipsa dragostei. Nu mai răspund dragoste. Nu mai are dragoste. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți, ce va face? Și atunci cum trebuie să fim noi? Cu ce fel de dragoste trebuie să fim în vremurile astea din urmă? Cum trebuie să fim noi ca să biruim, să fim biruitori în numele lui Iisus în vremea asta din urmă? Pentru că vremea asta precede venirea Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Vremea asta
e posibil în orice clipă să vină Domnul Iisus Hristos. Dar, ca să fim cum trebuie, trebuie să avem o dragoste deosebită. Zice, bă frate, nu mai simt. Nu mai simt. Și am să vă dau un exemplu din familie. Exemplu care îl dau din familie, mă rog lui Dumnezeu și Duhul Iisus să vă ajute să-L înțelegeți și în relația voastră cu Dumnezeu. Zice el, după vreo 10 ani de căsătorie cu ea, când a luat-o avea 40 de kg. Între timp ea a făcut 4-5 copii, a născut, a dat naștere. Și nu mai are 45 de kg, are 90-100. Nu mai are tenul cum îl avea la, special la noi, la 16-17 ani, când s-a măritat. Și datorită necazurilor, datorită problemelor, cât ar da ea cu ce ardea pe față, tot se vede că a lăsat urme și timpul și necazurile și problemele și poate și ceva probleme de sănătate. Și la un moment dat el zice așa, acum puteți să puneți și ea, ca să nu vă duceți acasă surorile și să dați cu pumnul masă, dar nici bărbați. Și ascultați-mă, nu uitați, suntem la al treilea semn al lepădării, adică al treilea gând legat de dragoste, că dragostea se răcește. Și el spune, nu mai simt. Nu mai simt nimic. Și vă asigur că o mare parte dintre cei care sunt aici, cam așa gândesc. Am să vă spun ceva, fraților. Nu trebuie să simți nimic când e vorba de dragoste față de soția sau de soțul tău. Uitați-vă bine la mine, că eu cred că la alte articole nu pot să vorbesc. Poate că nu am atâta dibăcie, alte teme, chiar din Biblie. Poate nu că aș avea păcate, dar poate că nu știu să le explic. Dar cel puțin la capitolul familiei, toți cei care sunteți aici știți că sunt un bun familist. Mă pot da exemplu și cu asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Dar acum ascultați ce vreau să vă spun învățătura. Zice, nu mai simt nimic. Nu mai e dragostea cum era când mă duceam eu pe jos pentru ea sau mai știu ce efort făceam. Nu. Dar nu trebuie să simți. Ascultați-mă cu adevărat ce vă spun. Numai psihologii fără frică de Dumnezeu vă va spune că tata, nu mai simți, ești liber. Mergi la tribunal și declari acolo că e nepotrivire de caracter. Și ți se dă divorțul. Doamne bun. Ai toată viața în față, atât tu și ea, cât să vă potriviți la caracter. Să zică cineva amin. Viața asta legată de dragoste nu se leagă, nu mai simt. Ai toată viața înainte să poți să o iubești, pentru că iubirea nu înseamnă simțire. Noi suntem țigani și poate cu cuvintele astea nu prea le înțelegem. Ascultați-mă, iubirea nu înseamnă simt. Și ce faci când nu mai simți? Te desparți? Iubirea înseamnă acțiune. Știi ce înseamnă asta? Pur și simplu, când dau și eu un exemplu așa, nu înseamnă numai de o... Când a fost ziua femeii mele, iau flori și ea săraca nu știe cum să facă să mulțumească. Nu înseamnă neapărat lucrul ăsta. Nu înseamnă. Înseamnă să muncesc de dimineață până seara, în limitele normalului, să pot să-i asigur un trai decent. Înseamnă să pot să fac ceva în care, prin acel ceva, nu neapărat să mă pun în genunchi și să-i arăt că o iubesc. Și să fac ceva în care ea să se simtă confortabilă în familie. Dragostea, repet, dragostea nu înseamnă nu mai simt. Luptați-vă să faceți acțiuni de dragoste, acțiuni de iubire. Celelalte lucruri care pleacă din acțiunea dragostei, acțiunea iubirii, voi sunteți suficienți domator, nu trebuie să vă descifrez eu. Acum întoarcem la Dumnezeu. În vremea din urmă, din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți, se referă la dragostea unui om sau unui femei față de Dumnezeu, se va răci. De ce? Nu mai simt nimic. Mai nu mai simt nimic, nici la predică, nu mai simt nimic, nici la cântare, nu mai simt nimic, nici la rugăciune, nu mai simt, băi, nu simt nimic, când intru în biserică, nu simt nimic, băi, nu trebuie să simți. Vino și pur și simplu, chiar dacă ești deranjat, vino! Ca să înseamnă acțiune de dragoste.
Băi, nu mai simt, nu simt să dăruiesc. Păi nu trebuie să simți. Dă-i și punct. Amin. Nu mai vrei la strângeri, că nu simți. Păi nu trebuie să simți. Vino, că asta înseamnă acțiunea dragostei. Vino acolo. Amin. Să zică cineva amin, afară de bebe. Amin. Nu mai simt. Nu mai simt. Bă, oameni buni, în vremea din urmă trebuie să ne luptăm fiecare dintre noi să facem acțiuni ale dragostei. Amin. 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 Zice, eu, nu, frate, nici mai bine să mă mai rog, eu nu simt nimic, dar nu trebuie să simți nimic. Vă rog, permiteți-mi să încetați cu sfârlealea made în penticostanism și în special personalizată la noi la țigan. Că țiganul zice că e frumos, mă, dacă varsă două lăcrări, și așa mai departe. Încetați cu lucrul ăsta, că da, se poate face și lucrul ăsta, ca să nu mi-atrag iar după aia atenție, să poate face și lucrul ăsta. Dar și când nu simți nimic la rugăciune, la cântare, la cuvânt, tu vino, ascultă, bucură-te mai departe, pentru că astea sunt acțiuni ale dragostei. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Astea sunt semnele, am spus că nu pot să cuprind multe, deja timpul este așa cum este. Acum, aș vrea să vorbim despre al doilea aspect. Cum se leapădă un om de credință? Simplu. Negând existența lui Dumnezeu. Noi nu facem așa. Serios. Ori de câte ori comiți păcat. Știi ce spui când comiți păcatul în mod intenționat? Încetați cu explicat. Am fost slabă și iar nu ce să fac. M-a luat. Nu. Știi ce faci tu prin păcatul ăla? E ca și cum ai spune... Exact cum spune psalmistul, psalmul 53 cu versetul 1 spune, nebunul zice în inima lui, știți continuarea acelui verset? Nu este Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Și tu când păcătuiești în mod intenționat și nu te pocăiești de păcatul ăla și nu regreți și nu te lași, e ca și cum negi existența lui Dumnezeu. Și uite cum vrei, nu vrei, tu care susții că nu te vei lepăda, îți aduci aminte când ai fost botezat. Până când vrei să-i slujești lui Dumnezeu? Sau când te-ai întors la Dumnezeu, ți s-a pus această întrebare. Și câtă vreme vrei să rămâi pocăită? Toată viața! Dar pentru că tu comiți păcat în mod intenționat și nu te pocăiești de el, păcatul acela nu spune nimic altceva decât că negi existența lui Dumnezeu. Nebunul, zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Negi existența venirii a Domnului Iisus Hristos. 3. Negi faptul că Domnul Iisus Hristos va veni și își va răpi biserica. Pune-mi, te rog frumos, acum 2 Petru, capitolul 3, versetul 3. 2 Petru, capitolul 3, versetul 3. Frate, Alex, să vedeți ce spune acolo legat de răpire. Ascultați. Înainte de toate să știți că în zilele care? Și astea sunt zilele care trăim noi. Și noi cum trebuie să fim? Cum e titlul acestor predicerii? Biruitori în vremea? În vremurile din urmă. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Următorul verset. Următorul verset, Alex. 4, adică. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Adică, încerc să vă traduc mai simplu, mă, oameni. Ce ziceți, mă, voi, pocăiților și în special penticostanul și chiar și baptiștii, că și ei susțin chestia asta și nu numai aici, și mai multe. Vă ziceți că vine Domnul Iisus Hristos și că vă răpește? Auzi ce nebunie! Haide, mă lăsați! Bă, cine a fost în cerma ca să știe cum e acolo? Mor și punct! N-ați auzit explicațiile astea? Sunteți străini de explicațiile astea? Dar când se întâmplă lucrul ăsta? În vremurile din urmă vor veni să vă batjocorească pe tema asta. Vor veni chiar oameni care au fost ca și noi odinioară. Nu știți? Nu știți că lucrul... Stați cu ei la masă. Poate le trimiteți bani. Ce știu eu. Și așa mai departe. Și îi spune... dacă vrei să spun adevărul, zice. El e adevărat.
Dacă vrei să spun adevărul, nu există mărăpire. Indiferent ce spun oamenii, de indiferent ce confesiune ar fi, vă rog să respingeți lucrul ăsta. Această învățătură respingeți-o și trăiți, pentru că Duhul și Mireasa zic cum? Ei trăiesc așteptând venirea Domnului Iisus Hristos. Amin? Cum se întâmplă ca cineva să se lepede de credință negând pe Dumnezeu existența lui Hristos și revenirea lui Hristos? Și acum, ultimul aspect. Cum să nu ne lepădăm de credință? Cum să nu ne lepădăm de credință? Veghind. Cum stați cu veghere? Predicam în urmă cu doar o slujbă și spuneam și titlul acelei predici, tot din cadrul ăsta a fost: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiți veghetori, frate. Că lucrul ăsta se poate întâmpla atât bărbaților din locul ăsta, atât surorilor din locul ăsta. Tinere. Să-i fure păcatul, pentru că nu veghează. Să-i fure bogățiile și să nu mai aibă inimă pentru Dumnezeu. Să-i fure tot felul de învățături, cum am spus la început și cum am spus și data trecută. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 42, acolo spune în felul următor: Vegheați. Cât timp să veghezi? Cât timp? Dacă se întâmplă să nu vină Domnul Iisus Hristos, cât timp să veghezi? Până vei pune mâinile pe piept. Și vei muri de pe pământul ăsta. Vei pleca de pe pământul ăsta. Să fii veghetor. Vegherea nu e doar pentru o zi, ci pentru toată viața. Vegherea nu e doar pentru... Matei, capitolul 24, versetul 42, Alex. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni. Și acum vă rog să mă ascultați. Și Alex, și tu să mă asculți. Că e și pentru tine. Nimeni să nu vă distragă atenția de la veghere. De când și până când, totdeauna să rămâneți veghetori. Vreau să vă spun lucrul ăsta. Dacă eu aș ști clar când vine Domnul Iisus Hristos, clar, v-aș spune, mă frate, dar nici eu nu știu. Nu știu. Prin urmare, ceea ce știu este următorul lucru pe care mi l-a spus Iisus Hristos pentru voi. Să rămâneți veghetori. Amin. Vegheați. Te rog, intră în interiorul tău și vezi, Doamne, nu cumva mie îmi plac predicatorii de aici sau din altă parte, doar pentru că îmi predică mie pe placul meu. Vreau să-ți mai spun ceva. Eu nu vorbesc acum împotriva fraților mei care îi mai vedeți pe internet, pe cei ultra cunoscuți. Nu, și ăia n-au nicio treabă, că ți-e mai ușor să-l asculți pe ăla. Îți garantez eu. La felul cum explică anumiți slujitori, vreau să vă spun ceva. Eu le-am spus-o unora frații mei români și ei au zis: da, frate, așa este. Crezi că tu l-ai spus că înțelegi tu mai bine ce explică el cuvintele alea în politică? Vă rog să nu vă simți ieșiți. Multe din cuvintele pe care le spune anumiți predicatori cunoscuți, habar n-aveți de ele. Nici nu le știm, ne trebuie textul să căutăm ce spune mort. Și ți-e mai ușor să asculți pe cineva pe internet, pentru că asta nu implică efort. Ți-e mai ușor să rămâi acasă. Ți-e mai ușor să rămâi acasă, oricare ai fi. Ți-e mai ușor. De ce? Pentru că unul care e pe drumul ăsta numit lepădarea de credință, nu mai suportă cuvântul sănătos, cum am spus la primul aspect. Nu mai suportă lucrul ăsta. Pentru care te rog, frate, te rog, soră,
Rămâi veghetor și vezi, veghează asupra învățăturii pe care o primești, veghează asupra lucrurilor care vin din afară, căutând să-ți murdărească viața ta. Veghează în așa fel încât ca tu să nu faci pe cineva să păcătuiască. Puteți să spuneți amin? Amin. Ce să faci ca să rămâi în cadrul acesta? Cum să nu ne lepădăm de credință? Slujim. Și acum vă rog, surorile, e adevărat că nu toate veți putea ajunge să țineți un microfon și să cântați. E adevărat că nu toate veți putea să veniți aici în față să spuneți o poezie sau să vă dăm posibilitatea să, eu știu, un grup așa să cântați. Nu pentru că nu vrem, pentru că astea sunt situațiile. Și atunci ai putea să spui, bun, nu se potrivește pentru mine acest lucru să slujesc, că dacă slujesc, rămân în sfera lui Dumnezeu. Dă-mi voie să spun că nu există persoană în locul ăsta, frate și soră, care să n-aibă o lucrare pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Problema e că unii v-ați lăsat pe acele lucrări. Problema e că unii încă nu le-ați descoperit ceea ce aveți de făcut. Uitați-vă, nu vorbim de cele care se fac clasic în biserică, lucrările clasice în biserică, predică, cântare, rugăciune în mod public, prorocii și așa mai departe. Te rog să mă asculți, soră, ce-ți spun? Tu ai o misiune dată de Dumnezeu. Dumnezeu știe că bărbatul ăla din casa ta nu e așa cum trebuie. Și misiunea ta poate că nu e neapărat să-l ajungi să se pocăiască. El s-a dus, folosesc expresia asta, e doar pentru noi. El s-a dus de mult la vară. Mă rog să mă iertați că am folosit vorba asta, dar el s-a dus de mult, nu-i mai cum trebuie. Și misiunea ta nu este neapărat să pocăiești, că nu mai poți. Te-ai rugat pentru el, ai postit pentru el. Misiunea ta este să-ți vezi mai departe de familia ta, să o crești, să o trăiești, să le servești mai departe, în așa fel încât pentru ceea ce ți-a încredințat de nevastă, de mamă, la sfârșit să te poată binecuvânta Dumnezeu. Să zică toate surorile, amin. Amin. Amin? Misiunea ta poate nu este să fie aici la Ambon. Pentru că nu toți vor putea ajunge. Ați băgat de seamă? Nu se poate, asta e. Misiunea ta este să fii tată, misiunea ta este să fii soț, misiunea ta este să fii persoana care ai fost, cu care te-a înnobilat Dumnezeu cu acea lucrare, acel dar, acea slujbă, dacă vrei, ține-te de ea, slujește în continuare cu lucrul ăsta. M-am săturat. Nu uita, pe lângă faptul că tu zici că te-ai săturat, abandonezi slujba și lucrul ăsta nu trebuie să-l faci. De ce? Pentru că ușor, ușor te vei lepăda de credință. Știți câți bărbați și-au abandonat slujba asta de soț? Știți câți bărbați și-au abandonat rolul de preoți în propriile lor familii? Și acum unde sunt? Uitați-vă la ei! De aceea, dragii mei, continuați să vegheați, să ziceți amin. Continuați să slujiți la ceea ce v-a chemat Dumnezeu. Vă dau un exemplu, un alt exemplu, de fapt. Repet, nu ești aici, bărbat sau femeie, dar pe tine te-a înnobilat Dumnezeu, te-a înzestrat, ca să înțelegeți, cu o calitate extraordinară. Bărbatul tău habar n-are să chipzuiască bani. Dar tu nu ești zgârcită. Zgârcitele să se pocăiască și voi să ziceți amin. Mai ziceți amin, mă. Amin. Tu nu ești zgârcită. Tu știi să-ți administrezi banii pentru familie. El decât îi aduce, dar tu îi administrezi. Acum te rog să mă asculți. Continuă să faci lucrul ăsta. Continuă să faci lucrul ăsta ca pentru Dumnezeu. Nu vei ajunge niciodată să te lapezi de credință. Tu când vei strânge acei bani, nu-i vei strânge când e vorba de tine să faci prăpăt și îi vei administra, pentru că tu vei fi responsabilă că dincolo de nevasta bărbatului tău, dincolo de mama copiilor tăi care ești, tu ești cu misiunea asta să administrezi în familia ta bunurile. Amin! Amin. Când îți bagi joc de bunurile din familie, dă-mi voie să spun, ai abandonat slujba ta, misiunea ta. Și am spus, cum să nu
te lapezi de credință. Continuă să slujești prin misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Amin? Amin. Nu mă mai duc la muncă. M-am săturat, nu mai eu bărbat să muncesc, de mă doare mijlocul și așa mai departe. Continuă misiunea asta. Ce să fac? Pe tine nu te aducă păstori. Asta e, nu pe toți. Nu toți vor ajunge păstori. Nu toți vor ajunge cântăreți. Nu toți vor ajunge proroci. Eu îmi doresc să fiți toți să prorociți. Dar ție ți-a dat Dumnezeu misiunea asta să muncești. În momentul când faci lucrul ăsta, chiar dacă ți se rupe mijlocul un 10, eu știu pentru cine predic în seara asta, pentru toți bărbații din locul ăsta. În momentul când faci lucrul ăsta și consideri că îl faci ca pentru Dumnezeu, chiar dacă beneficiază propria ta familie, continui să slujești. Și asta Dumnezeu o consideră binecuvântare. Dom'le, nu mai pot. Mă enervează șeful ăla de numai nu. Mă enervează și nevasta de numai, că ea nu mă înțelege, mă doare mijlocul de. Dar tu câtă vreme vei continua să slujești prin misiunea asta, să muncești ca pentru Dumnezeu, vreau să-ți spun, fără să greșesc. Înseamnă că nu ți-ai abandonat slujba. Pentru că, repet, nu toți vor fi pe aici să se tăvălească, să dea prorocii, să așa. Mulți dintre voi aveți misiuni, slujbe în propriile voastre familii. Aveți misiuni, aveți slujbe în cercul vostru de prieteni. Aveți misiuni, aveți slujbe. Eu știu, în societatea asta unde trăiți, țineți-vă de slujbele alea, pentru că dacă vă țineți, și nu vorbesc de serviciu care, prin care luați bani, țineți-vă de misiunile alea, pentru că dacă vă țineți, asta e un semn clar că nu v-ați lepădat de credință. Nu abandona misiunea de mamă, de tată, nu abandona misiunea de soț, de soție. Să zică cineva amin. Amin. Pentru că poate e cumva mai greu ce spune. Bă, oameni buni, trăiesc sub aceeași acoperiș. Dar el s-a de mult abandonat misiunea asta. Luptă-te. Luptă-te. Trăim vremea în care să te luți. Nu mai simți să iubesc. Luptă-te. Fă acțiune de dragoste. Nu mai simți să fac nu știu ce. Luptă-te. Fă ceva. Trăiesc sub același acoperiș, din joi în Paști, cu ocazia Zilei Femeii. Mai nou, acum se publică pe internet, se pune pe Facebook. I-am luat cadou nu știu care. Atunci, și după aia în restul anilor, până vine anul următor, nu mai vede nimic. Nu despre asta vorbim, oameni buni. Vorbim despre bărbați din locul ăsta, care și-au abandonat misiunea de soți. Vorbim de femei în locul ăsta, care și-au abandonat misiunea de soții. Chiar dacă sunt măritate, nu trebuie să ducă să curvească. Și doar nu mai sunt în voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să ducă să păcătuiască. Și doar nu mai sunt și au abandonat misiunea de soț. Că vă rog frumos să mă iertați. Misiunea de soț nu înseamnă doar partea intimă, personală. Și cred că ați înțeles. Ba să nu spuneți că n-ați înțeles, că scot microfonul ăsta și grup. Nu vă uitați la mine cruciși. Misiunea de soț, de soție, nu înseamnă numai intimitate. Înseamnă să rămâi slujitor dincolo de intimitatea respectivă. Și uite, zici eu nu mă lapă, frate. Câte vreme tu ai abandonat slujba, misiunea ta de soție, de soț, câte vreme tu nu mai ești în lucrul ăsta să veghezi, să slujești, se vede clar că sunt semne clare că te-ai cam lepădat de credință. Credința sfântă și curată. Știi ce? Te învață să fii soție până la capăt. Cui să-i mai fiu soție, mă frate? Ai putea să-mi spui. Ăluia care nu știe să zic o vorbă, fă ăluia. Cui să-i mai fiu soț, mă? Că ea nu știe decât să toace bani și atât și ține numai cu neamul și cu familie. Ăleia. Slujește-i ăleia. Ăleia. Fă misiunea de soț. Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Și ultimul lucru legat de cum să nu ne lepădăm de credință, iubind pe Hristos. Uitați-vă la mine toți, am avut momente când prin viața noastră de păcat, de greșel, de neatenție, ca și cum ne-am lepădat de Hristos. Nu de credință, de Hristos. Și grija Domnului Iisus Hristos, după ce l-a văzut pe Petru, el a fost, dacă vreți, campionul la capitolul ăsta, de lepădării de Hristos.
Grija Domnului Iisus Hristos când se întâlnește față în față cu Petru îi zice: Simone, fiul lui Iona, eu n-o să te întreb de ce ai păcătuit. Eu n-o să te întreb cum ai ajuns mă la lucrul ăsta. Am investit în tine tot ce am avut eu mai bun. Nu te întreb așa, Simone, fiul lui Iona. Și am eu o curiozitate mea. Mă mai iubești? Mă mai iubești, zice Domnul. Observați cum să nu ne lepădăm de credință veghind, slujind și iubindu-L pe Dumnezeu. Vreau când veți pleca de aici, dacă vreți să-mi dați palme, dați-mi. N-ar fi primele palme, am luat în viața mea, dacă mi s-ar vrea numai câte un dolar pe fiecare pumn, n-aș fi cel mai bogat om. Urmăriți ce vreau să spun. Aproape de nu vreau să spui mai predica bine. Nu vreau lucrul ăsta. Dar vreau să te pui în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că dacă îmi doresc ceva pentru voi, îmi doresc ceea ce îmi doresc și pentru mine din punct de vedere spiritual. Ca să nu te lapezi de credință, de gheață. Puteți să ziceți acum. Amin. Ca să nu te lapezi de credință, continuă să slujești. Nu de aici. Pentru că, repet, aici nu vor ajunge mulți. Nu se poate. Nu-i chemarea ta pentru tambor, pentru cântare, pentru ce știu eu. Și al treilea lucru. E greu. E tot mai greu în vremurile astea din urmă. Tocmai de-aia ne cere să fim biruitori în vremea din urmă. Să iubim pe Iisus Hristos. Să iubim pe Iisus Hristos. Amin. Îl iubiți? Îl iubim? Cel mai greu, bă, frații, vă rog să mă iertați, mai zăbovesc câteva momente pe ideea de iubire. E cel mai greu să iubești pe cineva. Să nu vă minți, să nu veniți la mine cu texte, că dacă spuneți pe Facebook, dacă scrieți într-o scrisoare ceva cuvinte, luate după nu știu unde și dacă vă întreb ce înseamnă cuvântul ăla, nici tu și nici 10 ca tine nu știe ce înseamnă. Dar pui că e la modă. Nu înseamnă asta iubire. Nu înseamnă asta. Înseamnă să faci acțiuni de iubire. Înseamnă să faci fapte. Cred că Dumnezeu vrea să... Nu cred, sunt convins că Dumnezeu vrea să meargă cu noi la altă etapă. Și prin mine îți spune ție acum cel care mă vezi și mă auzi. Iisus îți spune întrebarea asta. Mă mai iubești? Care e răspunsul? Că nu mai vrea declarații. S-a săturat Dumnezeu de declarațiile noastre neînsoțite de fapte. Nu poți să spui cuiva că îl iubești și să nu faci un gest, un fapt, o acțiune pentru el. Nu poți, nu vă mințiți. Voi știți de ce vin eu aici? Vă respect și pe voi, pentru că îl iubesc pe Iisus. Mai mult decât vă respect pe voi. Voi știți de ce predic eu? Pentru că îmi place. Nu. Aș sta binișor acolo, jos, aș da microfonul ăsta și toate la ăilalți. Dar fac lucrul ăsta pentru că îl iubesc pe Iisus Hristos. Vă știți de ce tăcem noi din gură când cineva ne înjură, ne blesteamă, ne ofensează, ne jignește? În condițiile în care am putea și noi să facem lucrurile astea. Nu. Noi nu facem lucrurile astea pentru că îl iubim pe Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă fapte de iubire. Fapte de iubire. S-a săturat Dumnezeu doar de declarații. Vă garantez că dacă v-aș pune pe fiecare dintre voi să scrieți o declarație de iubire, de dragoste la adresa lui Dumnezeu, eu personal aș rămâne uimit cu cuvinte alese, speciale, pline de farme. Nu că nu-i interesat Dumnezeu și de lucrul ăsta, dar Dumnezeu vrea să meargă cu noi la lucru. Știi cum e? Exact ca un sos care zice, știi, m-am săturat să tot îmi spui că mă iubești, că mă iubești, că mă iubești și că n-aduci liniște în casă, n-aduci pace, nu se poate vorbi cu tine, ești colțulos, colțuloasă. Știi, când îi zici unei femei, soția ta, că o iubești, când tot anul tu ai făcut-o să plângă și toate astea, numai iubire e. Cum să nu ne lepădăm de credință? Am învățat predica în seara asta. Rămânând vegheatori. Până când? Până marți, când vine biserica? Până ni se va pune mâinile pe piept. Până vom muri, mă.
Noi suntem, am intrat pe un drum fără întoarcere, care știți, circulație știți, sunt niște drumuri cu sens unic. Acolo n-ai voie să te mai întorci, n-ai voie absolut nimic. Te duci înainte cu Iisus. Cum să nu ne lepădăm de credință? Continuând să facem misiunea, slujirea pe care ne-a chemat Dumnezeu. Puteți să mai spuneți o dată amin. Amin. Cum să nu ne lepădăm de Iisus Hristos iubindu-L pe Dumnezeu. În iubirea asta se mai întâmplă, se mai călcăm strâmb. Uitați-vă la Petru, la părintele celor lepădați, îi zic în seara asta. Nu l-a întrebat Iisus când a venit, când a plâns cu amar, nu l-a mai întrebat. Bă, nu te mai... Probabil că îi bătea inima tare lui Petru. Acum să vezi cum mă întreabă, cum am făcut eu, de m-am și blestemat în fața la femeie. L-a întrebat Iisus așa ceva. Nici nu mai treabă, nici nu te mai treabă. Când vede că tu dai cu stângul în drept și dacă tu regreți lucrul ăla și dacă tu te pocăiești și nu mai faci lucrul ăla, pe Domnul Iisus Hristos nu-L interesează de ce ai făcut lucrul ăsta. Nu există. O să vedeți că nu există în Biblie întrebarea asta pusă de Iisus, de ce? Nu există. Și dau slavă lui Dumnezeu că nu există întrebarea asta. Că dacă exista din partea Domnului Iisus Hristos întrebarea asta de ce, mulți n-am mai fi fost pe aici. Nu. Dar în momentul când Iisus Hristos vede că chiar dacă noi s-a întâmplat să călcăm cum nu trebuie, ne pocăim, renunțăm la păcatul ăla, El primul lucru când vii aici sau când are loc pocăința ta acasă, știi ce te întreabă? Hei, mă iubești? Mă mai iubești? În loc să ne întrebăm noi pe Iisus, bă, fraților, în loc să ne întrebăm noi pe Iisus, Doamne, pe mine nenorocit asta care zbier, care urlu, care fac toate mizeriile astea, în loc să îl întrebăm noi, Doamne, Tu ne mai iubești, tot El e interesat să vadă. Știi? Parcă spune Domnul Iisus Hristos, nu pune problema la mine, că eu te iubesc oricum, zice Domnul. Eu te iubesc. Cu dragoste nemărginită. Dar tu mă mai iubești? Haideți să ne ridicăm.